Platoul Vârtoapelor, 10 hectare de ghiocei, 10 hectare de alb și verde, 10 hectare de covor sfânt. Așa descrie jurnalistul hunedorian Vladimir Brilinski o zonă mai puțin cunoscută din județ. Acest platou plin în această perioadă de ghiocei i-a adus lui Brilinski și un premiu. Ați obținut un premiu destul de important, am putea spune. Despre ce este vorba? Din punctul meu de vedere este foarte important, dar l-am obținut foarte ușor. N-am făcut altceva decât într-o noapte, când aveam somn, să scriu un articol despre cel mai fascinant loc pe care l-am văzut în viața mea, și anume platoul de ghiocei de pe culmea Vârtoapelor din Munții Orăștiei. L-am scris, am pus tot sufletul în el și l-am trimis la ghiduri-turistice.ro. Și am primit un premiu constant în 24 de volume de ghiduri turistice, reprezentând 24 de țări din lume. Cetatea Sarmizegetuza Regia reprezintă mai mult decât o pasiune pentru Vladimir Brilinski. Tocmai de aceea, locul pe care a dorit să-l descrie pentru toți românii a fost din inima cetăților din Munții Orăștiei. Este un loc fascinant din mijlocul cetăților dacice. Acolo este granița dintre bine și rău, dintre viață și moarte, dintre tinerețe și senectute, dintre adevăr și minciună, și este în mijlocul cetăților dacice. Așa cum spune și Vladimir Brilinski în articolul său, acest loc este un alt motiv la campania 499 de motive să fii turist în România.